Ca în fiecare an, localnici, turiști și pelerini se adună cu miile la Mănăstirea Putna pentru a lua parte la slujba Adormirii Maicii Domnului, sărbătoare care dă hramul Sfântului Locaș. Sfânta Maria Mare, cum este denumită în popor, este una dintre cele mai îndrăgite sărbători pentru credincioși și ortodoxi, mai ales datorită evlaviei deosebite a românilor față de Născătoarea de Dumnezeu. De fetiță mică, de la 10 ani în continuu, în tot anul vin. Sfânta Maria încheie sărbătorile anului bisericesc, care începe la 1 septembrie și asta fiind 15 august. Ajutorul nostru de la Dumnezeu, Maica Domnului ne ajută la toate cele. E importantă, nu? Foarte important pentru copii, pentru noi însuși, pentru toată lumea. Pentru mine este totul. Credință, rugăciuni, este tot, Maica Domnului, este totul, totul. Ce să vă spun? Atmosfera evlavioasă se termină până la zidurile mănăstirii. Dincolo de poarta mănăstirii Putna, Sfânta Maria este sărbătorită cu totul altfel. Bineînțeles că nu lipsesc din peisaj mititei și berea, deja tradiționale românești. Sărbătoarea Adormirii Maicii Domnului este așadar și un prilej de voie bună, nu numai de apropiere față de biserică. Dincolo de poarta Mănăstirii Putna, atmosfera de sărbătoare s-a manifestat printr-un talcioc aglomerat unde micii bișnițari au încercat să facă bani, mai ales pe seama naivității copiilor. 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21, 22, 23, 24, 25, 30. Hai, ieli! Ieri e așa. Care e oferta? Ce vinde cel mai bine anul ăsta? Ce ați vândut până acum cel mai bine? Ce mai bine? Da, nu merge. Nu merge. Nu merge. Criza sau mai puțin realitatea arată cu totul altfel. În zi de sărbătoare, cu toții își permit să facă o investiție pentru bucuria copiilor lor, iar cei mari fie s-au oprit la terase, la un mic și o bere, fie s-au plimbat la drumul mare să-și etaleze ținutele de duminică.